Bine ați venit pe canalul nostru! Înainte de a începe acest videoclip, nu uita de a te abona la acest canal și de a da un like pentru a ne susține. Abonarea este gratuită! Vă dorim vizionare plăcută! Noi întâmplări palpitante, pline de suspans, se vor derula astăzi, într-un nou episod din serialul Dragoste și Speranță. În vreme ce Elif încearcă să-l convingă pe Cuzei că este nevinovată în ceea ce privește furtul banilor din seiful familiei lui Handan, Muruve nu acceptă ca fiica sa să fie acuzată de un fapt pe care nu l-a comis, ia o decizie extremă. Cuzei este complet debusolat în legătură cu sentimentele pe care le are pentru Elif. După ce a aflat că aceasta l-a mințit, și si nu mai crede în iubirea lor. Bulent încearcă disperat să o convingă pe Ferei să nu intenteze divorț, însă femeia este de neclintit în decizia luată. Zeynep nu acceptă ca familia Guralb să se despartă din cauza ei și ia o decizie neașteptată. Cum va reacționa Elif când află că mama sa s-a predat poliției pentru a o salva și ce decizie va lua cu zei, în ceea ce o privește pe Elif după aflarea adevărului? Melis află că părinții să-i urmează să divorțeze din cauza problemelor îi scateu de Zeynep, iar lucrurile pur și simplu o iau razna între cele două tinere. Melis nu iartă faptul că Zeynep i-a distrus familia, de când a apărut în viața lor și nimic nu îi poate ține ura în frâu ambițioasei tinere. Zeinep este îngenunchiată de atâta suferință. Cu Zey nu renunță la a se răzbuna pe Elif, din cauza minciunilor spuse de aceasta, și încearcă să o pedepsească în cel mai aspru mod cu putință. Cuzei vrea să ajungă în instanța pentru a dovedi culpabilitatea lui Elif în privința jafului petrecut în casa lui Handan. Ce se va întâmpla atunci când Bilai, pătruns de remușcări, își va mărturisi vina în fața lui Elif?